Pace sfântă, dragi frați și surori, Domnul Iisus să vă binecuvinteze în seara aceasta. Mulțumim că sunteți din nou cu noi și, așa cum am obișnuit în fiecare vineri seara, ne întâlnim cu fratele păstor Elu Bacnaru de la Biserica Deo Gloria din Timișoara. Și mulțumim Domnului că putem să fim din nou în prezența Domnului în această frumoasă seară de 12-11-2021. În seara aceasta, așa cum știți, de obicei, noi ne rugăm pentru cauze, ne rugăm la finalul acestei transmisiuni, dar până atunci vreau să-l salutăm pe fratele Relu, Domnul Iisus să vă binecuvinteze și mulțumim că sunteți cu noi. Și eu mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și mă rog ca Domnul să toarne înțelepciunea lui, cercetarea lui, manifestarea prezenței sale, în așa fel încât la finalul acestei serii să fim plini de bucurie, să realizăm mântuirea, vindecarea și toate lucrurile frumoase care El vrea să le facă pentru noi în această seară. Fiți binecuvântați! Amin, amin! Vreau să înalț o rugăciune înainte să intrăm în timpul acesta de părtășie. Cine este stăpânul ființei tale? Este un mesaj interesant în seara aceasta și să ne deschidem inima pentru acest mesaj. Și vrem să, până atunci, să ne rugăm, să înălțăm o rugăciune înaintea Domnului, apoi Domnul să pună cuvânt în seara aceasta. Amin. Tată din ceruri, stăm în seara aceasta înaintea Ta și îți mulțumim că avem acest timp, Doamne, încă îl mai avem, să putem să vorbim și altora despre bunătatea Ta. Ne uităm cu privire la zilele care sunt în mijlocul nostru și vedem că fiecare zi ne prezintă, Doamne, cuvântul Tău, Doamne. Cuvântul Tău se împlinește, Doamne, pe zi ce trece, Doamne. Venim înaintea Ta și ne rugăm pentru ca Tu să eliberezi mințile noastre de orice povară, de orice gând, Doamne, care ne distruge, Doamne Dumnezeule, care ne macină interiorul nostru, Doamne. Ne uităm în lumea aceasta și nimic nu mai pare să fie bun, Doamne. Dar singurul care este bun este Fiul Tău, Iisus Hristos, Doamne, și în seara aceasta înaintea Lui venim. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru bunătatea Ta, pentru dragostea Ta, Doamne. Știm că cuvântul Tău ne aduce alinare, Doamne. În vremuri tulburi, Doamne, atunci când am citit cuvântul Tău și l-am adus și l-am pus în cămăruța inimii noastre, Doamne, am simțit, Doamne, căldura Ta și în seara aceasta te rog ca Tu să fii Cel care să miști inimi. Pune Tu o căldură în seara aceasta celor, Doamne, care s-au răcit, Doamne. Amin. Pentru cei care, din frici, Doamne, din temeri, Doamne, s-au răcit în inima lor, în seara aceasta, du Tu căldură din mâna Ta, Dumnezeul nostru, Doamne. Orice mână să vadă puterea Ta, dacă n-au cunoscut-o, Doamne, să o cunească din momentul acesta, că nimeni nu este mai, Doamne, mai presus de numele Tău cel mare și cel scump, Doamne. Amin, amin. Și în seara aceasta am uitat să mai privim cerul, Doamne. Am uitat să mai privim cerul și să ne întărim, Doamne Dumnezeule, atunci, Doamne, doar când vedem măreția, Doamne, și puterea cu care ai creat Tu lumea aceasta.
De aceea, Doamne, ne încredem în Tine. Ne credem în lucrurile, Doamne, care nu se văd, dar toate au fost făcute prin ele, Doamne. Și în seara aceasta, toate ne arată că Tu ești Dumnezeu. Îți mulțumim pentru toate și te rog să lași cuvânt prin fratele păstor în seara aceasta pentru orice inimă, Doamne. Amin. Amin, amin. Frate păstor, aveți cuvântul. Binecuvântat să fie Domnul, sunt bucuros că putem să fim în viață. Suntem în viață, plămânii noștri respiră, inima noastră pulsează sânge și mai ales faptul că suntem aici în această seară, în jurul Cuvântului Dumnezeu. Sunteți pe pagina Radio Psalm sau poate pe Născut din Nou sau poate ascultați la un timp după această seară de vineri, 12 noiembrie 2021. Nu e atât de important asta, ci important este că avem această posibilitate să stăm în jurul Cuvântului și faptul că suntem aici înseamnă că suntem în locul potrivit pe care Duhul Dumnezeu îl dorește de la noi. Am să vorbesc despre călăuzire astăzi, am să vorbesc despre cine călăuzește viața noastră, am să vorbesc despre cine este stăpânul ființei, inimii noastre. Și o să vorbesc despre convingerea care vine din credință și o să definim puțin ce înseamnă credința pentru noi. Tocmai ca să învățăm despre, de fapt, care este elementul central care trebuie să domine viața și existența noastră pe acest pământ. Că și noi trăim prin credință, noi trăim prin credință și nu prin vederea lucrurilor din jurul nostru. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, noi trăim prin credință și trebuie să experimentăm tot mai mult, să explorăm domeniul acesta, a ce presupune credința, a modul în care trăim prin credință, modul în care umblăm prin credință, modul în care, dacă vreți, așteptăm prin credință ca lucrurile să aibă loc. În Roman, capitolul 8, versetul 12, vom începe să citim câteva versete și o să umblăm prin Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem mai mult astăzi. Cuvântul Domnului spune astfel, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Vorbim despre și punem această întrebare, cine călăuzește ființa ta? Deci dacă călăuzește Duhul lui Dumnezeu, atunci există dovada clară și fermă că ești unul din copiii săi, prința eternității, prințesa împărăției lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei care ascultați cuvântul. Și spune versetul 15 mai departe, din Roman capitolul 8. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, Tată. Însăși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Amin. Dragii mei, nu cred că există un statut mai frumos, mai bun, mai grozav, un rol mai minunat pe acest pământ decât să fii copil al lui Dumnezeu. Eu sunt bucuros că sunt împreună cu voi copil al lui Dumnezeu, că predic unor copii al lui Dumnezeu, că în această seară suntem parte ca și copii al lui Dumnezeu, adunați în jurul cuvântului Tatălui din cerul care le vorbește și care vrea să atingă inima noastră, care vrea să încurajeze inima noastră, care vrea să ne crească în maturitate și în credință. Sunteți aici pentru că Dumnezeu vrea ca viața fiecare dintre dumneavoastră să conțină un pic mai mult sau ceva mai mult din ceea ce înseamnă prezența și bunăvoința Marelui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Pentru că acolo unde sunteți dumneavoastră, sunteți singura capacitate de transformare a înțelegerii spirituale în practică umană. Să știți că bunătatea lui Dumnezeu nu curge așa ca un nor și se lasă undeva în fața vecinului dumneavoastră. Nu, ci bunătatea lui Dumnezeu vine și atinge inima ta, îți schimbă inima, îți schimbă atitudinea, îți schimbă comportamentul, îți schimbă motivațiile și tu începi să mergi la vecinul tău și te porți într-un anume fel încât
omul acela va vedea, am dat un exemplu, va vedea ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu trebuie să se încarneze în ceva. Bunătatea lui, pacea lui Dumnezeu trebuie să aibă forma și conturul unui trup uman care trebuie să ducă această pace a lui Dumnezeu în locul în care locuiește, în locul în care lucrează, în locul în care se mișcă. Duhul lui Dumnezeu este cel care vrea să umple ființa inimii tale. El vrea să curățească inima ta, ochii tăi, mintea ta, gândurile tale. În această zi, trupul tău trebuie să fie atins de puterea Duhului Sfânt în așa fel încât să fii curățat din vârful capului până în degetele picioarelor, ca să poți merge acolo unde pășești tu, omul să vadă din jurul tău că tu ești un fiu de Dumnezeu, că tu ești copilul lui Dumnezeu, că tu nu ești oricine, tu nu ești nimeni în drum, tu nu ești fiște cine, chiar dacă nu ai diplomă, chiar dacă nu ai calificare, chiar dacă nu ești poate mare titrat, chiar dacă numele tău încă nu este cunoscut în lumea științei sau în lumea teologiei sau în lumea dreptului sau în lumea sociologiei sau nu știu ce în altă parte. Tu ești cunoscut în ceruri ca și copil al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. În această seară vorbesc copiilor lui Dumnezeu, celor care vor mai mult, celor care vor să trăiască după cuvântul Tatălui. Binecuvântat să fie numele Celui care este înălțat în vecii vecilor și merită toată gloria să-L împodobească pe El. Haleluia! Eu sunt bucuros în seara aceasta. Mai este cineva bucuros în seara aceasta? Vă rog, scrieți acolo, în bilețel, dacă există încă cineva care este bucuros că stă în prezența Tatălui în această seară, scrieți acolo. Scrieți și spune, eu sunt bucuros. Declarați că sunteți bucuros. Mărturisiți, pentru că nu poți fi mai mult decât ceea ce mărturisești. Mărturisește în această seară, că este seara care Domnul îți va vorbi. Așteaptă, așteaptă. Și așa cum spuneam de multe ori, în Evrei capitolul 4, versetul 1, 2, 3, chiar vorbeam cu un frate înainte de a începe emisiunea despre faptul că cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie doar ascultat cu urechea asta, ci trebuie luat și amestecat cu credința ta. În momentul în care cuvântul vine în această seară pe calea undelor și aici la Radio Psalm auzi un cuvânt al lui Dumnezeu curat care pătrunde și atinge viața ta, tu poți să spui, Doamne, primesc cuvântul ăsta, vreau să cred că cuvântul ăsta este pentru mine, nu este pentru altcineva din cei care ascultă, este pentru mine, pentru situația mea, pentru viața mea, pentru casa mea, pentru copiii mei, pentru soția mea, pentru nevoile mele, poate nu sunt căsătorit sau căsătorită, eu am nevoie puternică, Doamne, de prezența ta. Și cred aceasta, cred în această seară că cuvântul acesta va schimba lucrurile din viața mea, va schimba obiceiurile vieții mele, va schimba practicile și voi avea putere tot mai mult asupra lucrurilor la care am fost robit până acum. Poate sunt practici de care mi-e rușine, poate sunt lucruri pe care nu vreau să le fac, dar le-am făcut pentru că am fost slab. Dar iată că cuvântul Domnului vine în această seară și te va întări. Și cred că este un cuvânt de la Domnul în această seară pentru tine. Dacă vom reuși să terminăm în prima, știu eu, 50 de minute, bine, dacă nu, o să continuăm și data viitoare, dar este foarte important să înțelegem cine călăuzește viața ta. Pentru că aici cuvântul Domnului spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere. Domnul nu vă consideră robi, Domnul nu vă consideră așa niște ființe adoptate în familia sa, ci Domnul vă consideră prin Duhul Domnului, care adeverește împreună cu Duhul nostru. E nevoie ca și Duhul tău, frate, Duhul tău să adeverească că ești copil al lui Dumnezeu. În seara aceasta vom vorbi de trihotomia umană, de ceea ce înseamnă trupul dumitale, sufletul și ce înseamnă Duhul. Trup, suflet și Duh. Vom vorbi despre faptul, despre lucrul acesta, pentru că, vedeți, avem nevoie să înțelegem ce înseamnă că Duhul nostru adeverește cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, cuvântul Domnului spune astfel, și Dumnezeul place să binecuvânteze însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi și fără prihană în vederea arătării, în vederea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, să învățăm ce înseamnă lucrurile acestea, de ce Apostolul Pavel le pune diferit, și acolo cuvântul în limba greacă pentru Duh este cuvântul pneuma, sufletul este cuvântul psihe
și pentru duh este cuvânt, pentru trup este cuvântul soma. Sunt cele trei entități pe care le avem noi. Și este foarte important. Veți învăța în această seară câteva lucruri foarte importante despre complexitatea, completitudinea și maximalitatea ființei noastre. Suntem așa de grozavi, așa de minunat călcătuiți de Dumnezeu Tatăl nostru, încât ar trebui să reverberăm, să țâșnim în laudă și să spunem: Doamne, ești atât de minunat, ești atât de glorios. Vedeți, prea des căutăm călăuzire pe alte căi, mai ales pe calea simțurilor, pe baza ceea ce vedem, pe baza ceea ce înțelegem, pe baza logicii noastre. De multe ori facem alegeri și credem că ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu și noi credem că e bine așa, pentru că logica noastră, poate chiar spirituală, poate chiar logica noastră teologică pe care o avem în biserica din care suntem, ne parcă ne este bază și suport să gândim: da, Domnule, este așa, e de la Domnul. Dar în această seară am să vorbesc câteva lucruri care ne vor ajuta să înțelegem că e bine să înțelegi că personal Duhul Domnului vorbește Duhului tău. Și este fain că avem lucrarea profetică. Și eu cred lucrarea profetică. Am crescut în biserică în care am auzit profeții și am auzit profeții curate și Domnul mi-a vorbit și ce-mi vorbea Domnul acum, știu, zeci de ani, aveam 12-13 ani când o soră mi-a vorbit și mi-a spus așa: frate, frățioare tinere, te-am văzut pe tine cu o sabie în mână. Și am zis eu: wow, sabie. Numai bine, citeam despre regele Arthur și Lancelot și acolo era vorba de o sabie, Excalibur, o sabie interesantă. Și zic: wow, Domnul a văzut, o să-mi dea cumva vreo sabie de genul ăla, știu, magică. Dar de fapt, sora, la sfârșitul timpului, îmi spune: frate, te-am văzut și Domnul îmi spune că te va chema în lucrare, va veni vremea când vei împărtăși cuvântul Domnului și vei vorbi oamenilor despre cine este Dumnezeu cel viu. N-am înțeles prea mult atunci. E adevărat. N-am înțeles, n-am știut că eu am un Duh, n-am știut care e Duhul Sfânt ce are, deși eram cu părinții mei, umblam la adunare, umblam în... mergeam la o biserică acolo, la Oravița, de unde sunt eu și lângă Oravița. Și Domnul vorbea, dar când am crescut mai mare, spune Biblia, când am crescut mai mare, zice, am lăsat ceea ce era copilăresc și am început să umblu în maturitate. Și nu spun că nu vorbește Domnul și acum și nu ascult când Domnul vorbește printr-un vas de lucru, doar că sunt convins că așa cum eu m-am dezvoltat tot mai mult și dumneavoastră vă puteți dezvolta, să auziți în Duhul dumneavoastră, împreună, că așa spune cuvântul, Duhul adeverește, Duhul confirmă, împreună cu Duhul nostru, că noi suntem copii al lui Dumnezeu și Dumnezeu Tatăl ne vorbește lăuntrului nostru, vorbește în Duhul nostru. Și uneori avem nevoie de confirmare. Țin minte că eram la biserica Elim, era biserica Romulus, de fapt, din Timișoara, și fratele pastor Codeanu, un om deosebit al lui Dumnezeu, mi-a spus atunci, ani de zile în urmă, aveam vreo 20 ceva de ani deja, mi-a spus așa: vezi, ai grijă, zice, nu căuta doar să îți vorbească Domnul prin profetul, trebuie să ai în Duhul tău certitudinea, Domnul să-ți confirme în Duhul tău mai întâi și apoi, dacă vine un proroc, el va trebui să-ți vorbească ceea ce Duhul Domnului ți-a vorbit. Și am zis: Doamne, dar interesant așa, nu știam lucrurile astea. Am început să le învăț când am venit de la Oravița și am venit aici în Timișoara, am început să învăț lucruri care țineau de această călăuzire pe care Duhul lui Dumnezeu o are pentru noi și chiar mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze cu dezvoltare tot mai profundă a înțelegerilor, a slujirii spirituale. Avem nevoie de o biserică care să fie deschisă, să audă de la Duhul Domnului. Avem nevoie de biserică care să înțeleagă prin cuvântul Domnului și să vorbească cuvântul Domnului în mod profetic, să confirme, să afirme și apoi să confirme, de fapt, ceea ce Dumnezeu vrea să se întâmple. Și mă rog ca locul acesta în care noi predicăm în fiecare vineri seara să fie un loc în care Duhul lui Dumnezeu se mișcă și descoperă lucruri, aduce revelație, aduce insight, aduce iluminare profetică. Mă rog ca Duhul Domnului să atingă pe toți cei care ascultă în această seară, că suntem poate 10, 20, 60, 80, nu contează, 100. Important este ca cei care sunt aici să deschidă inima ca să primească cuvântul lui Dumnezeu. Așa că
Dragii mei, vreau să vă puneți întrebarea aceasta. Cine călăuzește și la ce nivel al ființei noastre realizăm faptul că noi suntem călăuziți de cine trebuie să fim călăuziți? Cum spuneam, în 1 Tesaloniceni 5:23 am aflat că omul are un duh, are un suflet și un trup. De fapt, noi suntem un duh, ca să spunem mai bine, care are un suflet și care locuiește într-un trup. Noi suntem un duh. De fapt, noi suntem ființă spirituală, dragii mei. Pentru că trupul ăsta se va duce, se va disipa. Vom intra în dacă nu va veni Domnul până când vom trece din această lume, ne vom, descompune. Dar duhul nostru este, de fapt, ființa noastră lăuntrică, care împreună cu sufletul nostru se duce în locul, duhul merge la Dumnezeu, iar sufletul se duce în locul în care l-am pregătit deja încă atunci când eram pe pământ. Nu despre asta vreau să vorbesc în seara asta, cât despre călăuzirea și nivelul la care suntem călăuziți. Am să vorbesc despre trup mai întâi. Trupul are cele 5 simțuri. Auz, văz, gust, miros și pipăit sau simț tactil. Sufletul nostru are și el 3 compartimente. Dacă vă spuneam că trupului se spune soma, deci avem cuvântul somatic, adică trupesc, ceea ce ține de trup. Din cu acest sufletul, cuvântul în limba originală în care a fost scris Noul Testament este cuvântul psihe. Deci avem cuvântul psiholog, de aia mi-e numai greu să fiu, nu mi-a fost greu să învăț câțiva ani, mulți ani, să învăț despre psihe, despre suflet, să fiu un doctor de suflete și să binecuvântez cu, nu doar cu cunoștința profesională a ceea ce presupune consilierea și sfătuirea oamenilor care nu știu pe Domnul, ci vreau să aduc iluminarea din Cuvântul lui Dumnezeu și să aduc, dacă vreți, călăuzirea aceea care vine din descoperirea Cuvântului Dumnezeu pentru sufletul nostru, ca să fie benefic pentru ceea ce înseamnă existența și viața noastră. Binecuvântat să fie Domnul. Cuvântul suflet, în limba ebraică, este cuvântul, pentru cuvântul suflet avem în ebraică cuvântul nefesh. Nefesh în ebraică, adică în Vechiul Testament, iar psihe avem în Noul Testament și înseamnă suflet. Sufletul are 3 compartimente. Emoțiile, voința și rațiunea. Încă o dată. Emoțiile sau, dacă vreți, sentimentele, trăirile, stările, afectele noastre. Voința sau locul în care hotărâm, luăm deciziile. Da? Și în al treilea rând, rațiunea sau intelectul nostru, logica, raționamentele noastre, le facem în acest compartiment al rațiunilor. Și avem și al treia compartiment sau parte a ființei umane despre duh. Cuvântul duh este un cuvânt pe care unii îl mai confundă sau unii îl lasă, sunt și oameni care gândesc dihotomic și îi spun că există trup și suflet sau duh e același lucru. Dar ne vedem că, de fapt, există clar definirea aceasta între suflet și duh. Duhul are 3 compartimente și el. Are conștiința se află în duhul nostru, comuniunea, locul în care ne întâlnim cu Domnul, în duhul nostru ne întâlnim. Nu ne întâlnim la nivelul urechilor, la nivelul ochilor, nu ne întâlnim în simțuri, nu ne întâlnim în sentimente. Oh, m-a atins Duhul Domnului astăzi. Oh. Dacă te atinge doar la nivel sufletesc, nu e de ajuns. Trebuie să te atingă acolo până în duhul tău. Știți când se întâmplă ca mesajul să fie transformațional? Când mesajul are putere să transforme viața cuiva? Atunci când el nu se oprește la nivelul auzului, adică trupului, nu se oprește la nivelul emoțiilor sau rațiunilor noastre, adică nivelul sufletului, ci ajunge în duhul nostru, acolo în comuniune, acolo în adâncul ființei noastre, acolo este duhul născut din nou, acolo noi suntem născuți, de fapt, nu în suflet, nu suntem născuți în trup, ci născuți în duh.
De aceea și aici cuvântul Domnului spune, însăși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru. Duhul nostru trebuie să confirme împreună cu Duhul Sfânt că suntem copii ai lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Cum spuneam, Duhul are trei compartimente. Conștiința sau locul în care, este tribunalul lui Dumnezeu acolo, conștiința. El ne judecă, ne acolo în cugetul nostru. Avem cuvântul cuget pentru conștiință. În Roman capitolul 2, dacă citiți foarte atent, veți vedea acolo așa de multe lucruri frumoase care spune Apostolul Pavel despre conștiință. Mergem mai departe la nivelul comuniunii, locul în care ne întâlnim. Acolo e în Duhul tău, de fapt. Dumnezeu este Duh. Știți că Dumnezeu este Duh? Și Dumnezeu nu este pipăibil, Dumnezeu nu este simțibil, Dumnezeu se exprimă prin credință în Duhul nostru, pentru că El este Duh, da? Și într-o altă parte spune că este Dumnezeul Duhurilor oricărui trup, Dumnezeul nostru. Și Dumnezeul nostru este gata să cerceteze viața, să binecuvinteze viața noastră și la nivel de trup, și la nivel de emoții, la nivel de voință, de raționamente. Dar El vine în Duhul nostru. Pentru că noi când ne naștem, noi nu ne naștem în altă parte decât în Duh. Așa spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 1, versetul 11 și 12. El, Domnul Iisus, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născut nu din carne, nu din sânge, nu din voia firii vreunui om, ci născut de sus din Dumnezeu, nașterea din nou, despre care spune Domnul și Ioan capitolul 3. Și n-am să intru prea mult acolo unde vorbește cu Nicodim, trebuie să te naști din nou, nașterea aceea are loc în Duhul nostru. Deci, încă o dată, ce v-am spus acum, trup, suflet și duh, este exact trihotomia aceasta în care Dumnezeu gândește lucrurile. Chiar dacă acum Vechiul Testament, vorbește foarte mult de partea lăuntrică în care sufletul și duhul sunt cumva, dacă vreți, nu personificate, dar exprimate prin un cuvânt, inima noastră, inima mea, în inima noastră, acolo în adânc. Putem să vorbim și treaba asta. Putem să spunem că în inima noastră avem și atât sufletul cât și duhul și am să definez puțin ce înseamnă sufletul, ce înseamnă duhul, puțin mai amplu acuși. Suflet sau sinele nostru este una, este cum vă spuneam, are cuvântul psihe, da? Pentru el în Noul Testament. Iar cuvântul Duh sau Spirit, ați mai auzit și cuvântul Spirit. Sancto Spiritus, spun cei care sunt vorbitori de origine latină, Duhul Sfânt. Noi spunem Duhul, pentru că noi suntem Duhova, Duh. Noi suntem un popor undeva aflat așa la granița semanticilor slavon, chirilice și latine. Chiar dacă noi românii ne considerăm urmașii dacilor și a romanilor, peste noi aici au trecut și osmanlii, turcii, și rușii, și fanarioții. Fanarioții, să nu uităm, au condus multe, poate 200 de ani, conducători care își cumpărau dreptul să conducă România și veneau dintr-un cartier fanar în care erau bogați și își cumpărau dreptul de a conduce țara noastră și au marcat într-un fel vocabularul, lexiconul, repertoarul, cuvintele pe care le folosim noi sunt cuvinte amestecate, dar sunt bogate și mulțumim Domnului pentru limba pe care o avem, binecuvântăm pe Domnul pentru că suntem români. Să știți, eu sunt bucuros că sunt român și nu mi-e rușine să o spun, nu mi-e rușine să o fac clar lucrul ăsta, pentru că Domnul a stabilit vremuri, soroace, hotare, Domnul a pus ordine și binecuvântăm și pe frații maghiari, și binecuvântăm și pe frații americani, și pe frații sârbi, și pe frații ruși, și pe ucraineni, și greci, și bulgari, binecuvântăm și pe nemți, și pe englezi, și pe toți, noi binecuvântăm și pe români și pe țigan sau rom, cum vreți să spunem, binecuvântăm, n-avem treabă deloc în direcția asta și ne bucurăm să înțelegem că suntem toți cei care sunt atinși, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt
copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia vreunui om, ci născut de sus din Dumnezeu atunci când crezi în Hristos. Poate că seara aceasta vorbesc câteva lucruri care sunt mai noi, poate pentru câte cineva, și poate vei spune, Domnule, de unde vin astea? Vin din Cuvântul lui Dumnezeu, și am să vă dau atâtea versete pentru tot ceea ce vorbim, încât o să vedeți că ceea ce spun eu nu sunt invențiile mele, ci vreau să împărtășesc din lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a dat, din lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în viața mea. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. În Proverbe, înainte de Proverbe, am să vă spun din Evrei, capitolul 4, versetul 12. Și o să vedeți că vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, așa spune în versetul 12, Evrei, capitolul 4. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Vedeți cât de clar vorbește Cuvântul Domnului, că suntem trei părți? Trupul, sufletul și duhul. Cuvântul lui Dumnezeu face diferențiere clară, să nu amestecăm lucrurile sufletului cu lucrurile duhului. Tot ceea ce este duhovnicesc are de-a face cu locul în care noi ne-am regenerat, ne-am născut din nou. Noi nu ne naștem în suflet din nou. Noi avem sufletul, pentru că sufletul este locul emoțiilor. Copiii, uitați-vă, au prima lună sau primesc notă bună dacă țipă cât mai tare după ce s-au născut, la jumătate de minut după ce s-au născut. Dacă țipă, primesc notă maximă, nu? Dacă țipă tare. Și țipetele astea și strigătele care se transformă apoi în pretenții, în mânie, poate în furie, toate țin de suflet. Noi nu ne naștem în suflet. Sufletul nostru va fi mai târziu supus Duhului, ca și trupul nostru. Despre asta este vorba cu toată această lecție și ceea ce învățăm noi astăzi. Și vă rog să urmăriți bine că ceea ce învățăm este o bază bună pentru lucruri serioase care le vom discuta. Cum am spus, dacă nu reușim poate astăzi, și s-ar prea putea să nu terminăm astăzi lecția pe care mi-am propus-o, dar oricum este o temă extraordinară, fascinantă, fascinantă. Și veți vedea că, așa cum am spus, Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Știți, simțurile inimii, știți care sunt? Simțurile inimii sunt tocmai emoțiile, sentimentele, afectele, trăirile inimii, le desparte de rațiune. Adică emoția este despărțită foarte bine de rațiune, pentru că în rațiune aici avem gândurile inimii, sunt aici, la nivel rațional, la nivel... Și inima este cea care emite gândurile astea. Și veți vedea că putem folosi pentru omul lăuntric și conceptul de inimă, dar el de fapt este, el înglobează și sufletul și duhul nostru, pe care Cuvântul lui Dumnezeu, ca o sabie foarte ascuțită, le diferențiază foarte bine în această seară. În Proverbe, capitolul 20, la versetul 27, avem aici un cuvânt care ne vorbește despre faptul că Duhul Domnului este... Duhul omului este o lumină a Domnului, așa spune, în 20:27. Suflarea omului sau Duhul omului este o lumină a Domnului care pătrunde până în fundul măruntaielor, până în adâncul viscerelor noastre. Suflare sau Duh este același cuvânt pentru Duh. Pentru că cuvântul pneuma în limba greacă, ceea ce citim noi pentru Duh, Hagios, Pneuma, adică Duhul Sfânt, Pneuma, noi avem cuvântul de la mișcarea aerului, pneumatic, ați auzit de cuvântul pneumatic. De aici avem și pneumologia, pneumologie. Pneumologia are de face cu plămânul, pneumatologie este, dacă vezi, știința care se ocupă cu lucrarea Duhului Sfânt. Pneumatologia. Iar pneumologia este o secție bună, adică este un compartiment bun, o ferie bună, de care este nevoie și care este explorat la maxim acum cu COVID-ul. Să ai de-a face cu respirația plămânului. Respirația plămânului. Și respirația, de fapt, este cuvântul Duh. Duhul tău sau respirația ta, ați înțeles? Este de fapt ceea ce Dumnezeu dă.
Când Dumnezeu spune retrage duhul omului, omul nu mai respiră. Omul nu mai respiră. Astăzi am participat la o altă mormântare, privechi de fapt. Mâine va fi mormântarea, mâine mă duc la altul. Se moare foarte ușor, foarte repede. Nu mai are nimeni certitudinea că ajunge nu știu care vârstă. Cu atât mai mult este important să ne asigurăm acum de viața veșnică. Poate Dumnezeu te-a trecut prin COVID și a lăsat ca plămânii tăi să respire și să poți Amin. Respira Amin. Din harul Lui, din bunătatea Lui. Poate cel care vine, junghe și prăpădește, diavolul ar fi vrut de mult să-ți fi luat respirația, să fi luat ultima respirație, s-ar fi bucurat. Dacă nu poate să te ia cu el acolo în iad, poate măcar poate că încearcă să facă, să-ți reducă cât mai mult din viața ta ca să îi faci cât mai puțină pagubă, dacă ești implicat activ în lucrarea Domnului, să îi faci cât mai puțină pagubă împărăției Întunericului. Dar Domnul ți-a dat harul și plămânul tău respiră și inima ta bate și organele tale interne funcționează. Dă-i slavă Domnului! Dă-i slavă Domnului! Și dacă ai trecut prin COVID și n-ai avut nicio consecință, fratele pe care l-am condus în această seară sau la capătul care eu am predicat, a trecut prin COVID și a avut, se pare că doctorii nu știu ce s-a întâmplat. Acum 2 săptămâni a fost la vindecat de COVID, dar se pare că a fost afectată puternic inima și a sucumbat 2 zile în urmă. Vreau să vă provoc la un lucru. Gândiți-vă că viața nu este a dumneavoastră. Respirația asta vi-a dat-o Domnul cu prima secundă în care a zânit pe acest pământ. Țineți minte, cât a stat în pântecele mamei, n-ați respirat. Ați început să respirați doar când ați ajuns pe pământul ăsta. Și periplul nostru pe pământul acesta este scurt. Ce e aia cu câțiva zeci de ani? Dacă pui în perspectiva eternității, e așa de scurt. Dar este timpul în care Domnul l-a lăsat ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Așa de frumos e un verset din Vechiul Testament care spune: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dumnezeul tău deja s-a pregătit pentru întâlnirea cu tine. S-a pregătit un loc dincolo de imaginație. Domnul Iisus spunea: eu lucrez și Tatăl meu lucrează. Deci eu mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunteți voi, să fiți, unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Vreau să vă spun că pentru creștini, moartea, până la urmă, nu este un capăt de drum, ci este o schimbare a reședinței, o schimbare a adresei. Creștinul nu moare, creștinul schimbă adresa, se mută în casa Tatălui, se mută în moștenirea fratelui mai mare, Iisus Hristos, care a pregătit-o pentru tine și a pregătit-o pentru mine. Idealul nu este viața noastră cât mai lungă aici pe acest pământ, ci idealul este a trăi cât mai intens cu Dumnezeu cât am fost pe acest pământ. Idealul nu, așa cum spune o butadă bună și vreau să o citesc, că este foarte, foarte faină, idealul nu este o viață în care ai avut foarte multe respirații, ci o viață în care ai avut momente care ți-au tăiat, multe momente care ți-au tăiat respirația. Adică momente kairos, momente extraordinare, momente profunde, momente de umblare cu Domnul, momente de revelații, momente de descoperire a faptului că ești iubit de Dumnezeu Tatăl ca nimeni altul. Să realizezi momente care ai realizat că și dacă ai greșit și dacă ai păcătuit, El n-a trecut mai departe de tine, ci te-a așteptat să te întorci înapoi și să-ți reconsideri atitudinea și viața și să spui: Doamne, cât de bun ești Tu cu mine! Doamne, te măresc! Doamne, te slăvesc! Și să începi să trăiești o viață de laudă la adresa Lui. Dragul meu frate, scumpa mea soră, vă sunteți atât de favorizați și privilegiați să fim copii ai Domnului. Nu știm exact ce va fi,
nu s-a descoperit încă, dar când va veni El, spune Biblia, vom fi ca El, transformați într-o clipă, din trupul acesta smerit în care suntem acum, vom fi transformați în trupul slavei sale. Viața aceasta se duce, viața pe acest pământ este scurtă, dar poți în această seară să ai un moment care îți taie respirația, moment care, în ghilimele vorbesc asta, moment care te face să spui, aha, ce măreț Dumnezeu avem noi, cât de glorios este Domnul nostru, un Dumnezeu care nu se închide în nicio baxă, în nicio cutie denominațională, oricare denominație vrea să-i spui, ci un Dumnezeu care trece, este transcendent, este dincolo de orice limitare umană, un Dumnezeu care trăiește prin sine însuși și care nu are nevoie nici măcar de lauda ta. El nu e mai Dumnezeu dacă tu îl lauzi, ci tu ești mai aproape, mai copil de Dumnezeu, când prin laudă, de fapt, conectezi existența ta cu ceea ce a făcut El la cruce când te-a iubit așa de mult. Ăsta e Dumnezeul nostru. Eu sunt așa de încântat și, credeți-mă, și dacă nu o să spun prea mult din mesajul meu din această zi, o să-l continui data viitoare, dar avem un Dumnezeu, un Dumnezeu care merită să fie onorat. Dragii mei, poți să și plângi, poți să te lași cercetat de Duhul Domnului, poți să te cobori în tine însuți, poți să te pleci înăuntru tău, să spui, Doamne, ce fain vorbești inimii mele, Doamne, vorbești Duhului meu, Doamne, vreau să mă schimb, vreau să intru tot mai mult în ceea ce Tu vrei să se întâmple în viața mea. Doamne, vreau să am tot mai mult ceea ce Tu spui că am. Doamne, vreau să fiu tot mai mult ceea ce Tu îmi spui că pot fi, Doamne. Și vreau, Doamne, să acționez tot mai mult în puterea și în Duhul Tău, Doamne, ca să mă las cu adevărat călăuzit de puterea Ta Sfântă, Doamne, în viața mea în mod constant. Acum, pentru cei care nu poate să obișnuiți cu cuvântul suflet prea mult, dar cumva sufletul este persoana în întregul ei, în timpul vieții sau după moarte, adică și după ce nu vei mai trăi, când trupul se va descompune, când Duhul va fi retras la Tatăl, va rămâne din tine sufletul acesta care va trebui să fie schimbat și va trebui să fie remodelat după voia, după gândul, după proiectul pe care Dumnezeul are în dreptul fiecare dintre noi. Dar sufletul, dragii mei, desemnează partea imaterială a fiecarei persoane, cu simțirile, cu emoțiile și este de fapt o sumă de funcții, mai mult decât pot eu să o explic aici. Este fenomenal psihismul uman, este fermecător să vorbești despre generalizare, despre sinteză, despre capacitatea de a percepe, de a sesiza, de a realiza, de înțelege pe care le poate. E fenomenal modul în care ne-a construit Dumnezeu. Dar vreau să știți că acest suflet, dacă conduce, s-ar putea să fie un tiran, pentru că își arogă drepturi care, până la urmă, nu sunt benefice pentru omul lăuntric. Noi, de fapt, avem nevoie disperată de Duhul Domnului și tot ceea ce vine din Duhul Domnului să remodeleze sufletul nostru. Adică emoțiile noastre să fie emoții remodelate de Duhul Sfânt. Voința noastră să fie și temperamentele noastre să fie atinse efectiv de puterea Duhului Sfânt. Rațiunea, personalitatea noastră, motivațiile și comportamentele noastre să fie cu adevărat transformate prin puterea Duhului Sfânt. Avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu cu Duhul nostru să invadeze puterea sufletului și în sens invers să ajungă la trupul nostru, ca privirea noastră să fie marcată de Duhul lui Dumnezeu, văzul nostru, gustul nostru, mirosul, pipăitul, tot ceea ce facem noi să fie coordonat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dragii mei. Duhul, spre deosebire de suflet, se referă numai la partea imaterială a sufletului, spre deosebire de suflet care poate desemna omul întregime. Spiritul își are originea în Dumnezeu și toți oamenii au Duhul sau spirite. Iar în gândirea paulină sau în scrierea lui Pavel, capătă un rol proeminent în viața spirituală, Duhul nostru. În Numeri, capitolul 16, versetul 22, spune despre Dumnezeul duhurilor oricărui trup. Este foarte interesant. Dumnezeu își permite să fie apelat ca Dumnezeul duhurilor, pentru că El este Duh.
Și de aceea Dumnezeu ne face să înțelegem că realitatea pe care noi o vom trăi, dragii mei, este mai mult decât realitatea materială, senzorială. Este limitată la percepțiile pe care le avem prin simțurile noastre. Realitatea pe care o trăim încă de pe acum, de fapt, este o realitate spirituală. Noi trăim paralel într-o lume în care, de fapt, nu mai suntem aceste lumi materiale. În Efeseni, capitolul 3, capitolul 2, versetul 4, 5 și 6, cuvântul Domnului vorbește așa de frumos și așa de clar despre faptul că, zice, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, vă dați seama, eram morți, eram despărțiți. Moarte înseamnă despărțire de Dumnezeu. Nu înseamnă putrefacția doar a trupului, ci înseamnă izolare, adiabatică, izolare completă de cine este Dumnezeul nostru. Eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Și spune mai departe, prin har sunteți mântuiți. Și acum nu se oprește aici, ci El ne-a înviat împreună. Și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Imaginați-vă, în timp ce trăiești, în timp ce trăiești acolo unde trăiești, poate ești în România, poate ești în diaspora, în America sau Australia sau oriunde ai fi, chiar dacă zici, domnule, eu locuiesc aici, poate în Melbourne, locuiesc în Timișoara sau locuiesc undeva în Germania sau într-un munte, undeva prin Italia, acolo unde ești, în timp ce ești aici, Domnul spune că atunci când te-a înviat prin credința în El, când te-a înviat prin credința în Hristos, nu te-a mai lăsat să locuiești doar aici. Ai primit o dublă cetățenie și Dumnezeu te-a ridicat, spune Biblia, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Locul în care locuiești tu nu este doar un loc fizic, este un loc spiritual. Nu mai locuiești de unul singur, ci te-ai mutat și locuiești împreună cu fratele tău, mântuitorul tău, învățătorul tău, cel care este Dumnezeul tău, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Tatăl așa spune, Dumnezeu care este bogat în îndurare, ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Nu mai ești doar pe pământ, ești acolo sus în ceruri. În timp ce stai unde stai și unde locuiești și poate mă ascultați în această seară, vreau să vă vedeți prin credință că de fapt trăiți într-o realitate spirituală care trece dincolo de locul pe care ați fost obișnuiți ca să-l călcați cu piciorul. Sunteți undeva așezat în Hristos, sus acolo, în Dumnezeu și Dumnezeu însuși, binecuvântat să fie El, se bucură că ești în cel mai potrivit loc, ești în Hristos. Și în Coloseni capitolul 3, îmi place ce frumos spune Apostolul Pavel, în Coloseni capitolul 3, vorbește așa, gândiți-vă, da, deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, deja ești înviat împreună cu Hristos și dacă ai fost înviat împreună cu Hristos, șezi împreună cu Hristos, te odihnești împreună cu Hristos, ești așezat împreună cu Hristos în locurile cerești, spune în Coloseni capitolul 3, versetul 1, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați dacă umblați, când te ridici să umbli, umbli după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Dacă ești în Hristos, șezi la dreapta lui Dumnezeu și în timp ce umbli, nu mai umbli după lucrurile de jos, spune versetul 2 mai departe, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că umblarea ta este coordonată de gândirea ta. Ești ceea ce gândești. Dacă gândirea ta, dacă mintea ta a fost schimbată, începi să gândești după lucrurile de sus. Știți că cuvântul pentru pocăit, pocăință, este cuvântul metanoia. Un om pocăit este un om metanoizat, care înseamnă cu mintea noită. Pentru că atunci când gândești în categoriile pe care Duhul Sfânt le înnoiește, deja nu mai umbli după lucrurile de jos, ci după lucrurile de sus. Și acum vine din nou versetul 3, Apostolul Pavel, și spune că și voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Uitați ce poate fi mai frumos decât asta. Căci voi ați murit față de voi înșivă. Și nu mai trăiți pentru voi,
ci pentru cel care a murit și a înviat pentru voi, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Eu sunt așa de entuziasmat, sunt atât de bucuros să știu că nu mai trăiesc pentru mine. Vechiul rei lui Bahnaru s-a dus, vechiul rei lui Bahnaru a rămas acolo în apa botezului, a rămas îngropat în vechea fire, vechea în moarte, în tot ce a însemnat viața de până atunci. Eu am ieșit din apă. Când am ieșit, chiar dacă poate unii dintre dumneavoastră ați trecut prin acest proces și n-ați avut înțelegerea, nu a explicat nimeni poate ce înseamnă catehetic, ce înseamnă botezul în apă, să știți că nu ați pierdut vremea. Dacă în ascultare de Domnul, odată în vârsta dumneavoastră, la viața dumneavoastră, la o vârstă poate mai precoce, la o vârstă de tânăr, poate ați făcut treaba asta și n-ați înțeles, vreau să vă spun în seara aceasta, că ceea ce ați făcut acolo, în ascultare, Dumnezeu rămâne credincios acelui da pe care l-ați dat. Și chiar dacă voi n-ați înțeles cum ar fi trebuit să trăiți, vreau să vă spun că Domnul vorbește într-o seară ca aceasta și vă spune că voi, de fapt, ați făcut un gest atunci în care ați lăsat ca viața voastră, trecutul vostru, să rămână pentru totdeauna sub apă în momentul în care ați intrat în apa botezului. Și vă aduce aminte în această seară să înțelegeți că, de fapt, viața voastră nu mai este a voastră să faceți ce vreți, ci este ascunsă deja și de voi și de alții. Este ascunsă viața voastră cu Hristos în cel mai sigur loc din universul ăsta, în Dumnezeu. Și când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă, binecuvântat să fie numele Domnului. Cât de frumos este cuvântul acesta! Când stau să mă gândesc cât de minunat vorbește cuvântul Domnului. Ne vorbește așa de fain și ne încurajează și ne spune că este așa de mult încă este în a explora și în a cunoaște cine este El. Vreau să mă apropii de final pentru seara aceasta, dar nu vreau să nu închei cu faptul că inima, cum am spus de multe ori, se folosește ca interschimbabil pentru duh și suflet, dar nu le înlocuiește pe astea, ci exprimă duhul și sufletul. De exemplu, inima, apare cuvântul inima, apare de 955 de ori în Biblie. Este sediul, este centrul vieții, atât fizice, cât și psihice, cât și spirituale. Și mai ales că denotă omul lăuntric, omul din lăuntru. Esența multiplelor fațete a personalității umane. Este extraordinară inima omului. Fenomenal. Pentru că, în primul rând, inima este sediul vieții intelectuale. În Deuteronom 8:5 se spune despre faptul că inima recunoaște. În Deuteronom 8:5 veți vedea că inima are abilitatea de a recunoaște. Și nu vreau să vă las, chiar dacă poate survolăm, acum trecem prin mai multe versete, 8:5 spune astfel: recunoaște deci în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cu mustră un om pe copilul lui. În inima ta recunoști, da? În Psalmul 119, versetul 11, cuvântul Domnului vorbește de asemenea despre ce înseamnă a recunoaște lucrurile acestea. Psalmul 119, versetul 11, cuvântul Domnului spune astfel: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Realizez că dacă strâng cuvântul în inimă, n-am cum să păcătuiesc împotriva Domnului. De aceea e problema aici. Ce este în inima ta? Ce este din plin în inima ta? Pentru că dacă este cuvântul lui Dumnezeu, nu mai încape păcatul. Iar dacă cumva ți-e ușor să păcătuiești, normal să păcătuiești. Și de ce cauza este să întâmplă asta? Pentru că n-a fost suficient de mult cuvânt introdus în inima ta. N-a fost inclus cuvântul lui Dumnezeu așa cum ar trebui. Când cuvântul e acolo, păcatul nu este confortabil. Când ești plin de cuvântul lui Dumnezeu, vreau să spun că Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste tine. Și când începi să vorbești, vorbești cuvântul din tine așa ca și cum ai respira. Exact cum nu faci niciun efort să expiri dacă nu ești bolnav, să zicem. Când ești bolnav, da, într-adevăr, este greu și atunci nu este normal, nu ești sănătos. Dacă nu ești sănătos, e fără niciun efort respirația ta.
Inima ta trebuie să recunoască că are nevoie de Domnul. Tot inima ta este sediul vieții intelectuale și acolo sunt sursa gândurilor tale. În Matei capitolul 15, de la versetul 19 la versetul 20, avem cuvântul lui Dumnezeu care spune astfel. Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Iată, acestea sunt lucrurile care spurcă pe om. Gândurile iasă de acolo. Are gânduri, are intenții. Vă spuneam că este, inima este sediul vieții intelectuale, pentru că cuvântul Domnului spune că separă sufletul de duh în Evrei capitolul 4, versetul 12. De asemenea, este sediul vieții emoționale, pentru că în Deuteronom capitolul 6, în versetul 5, Domnul vorbește că poți să iubești, dar Domnul nu vrea să iubești oricum, să-L iubești pe El oricum, ci Domnul vrea să-L iubești, știți cum? Haideți, spuneți, cred că ați intuit. Ascultă, Israele, Shema Israel, cunoaște fiecare copil de evreu, versetul ăsta. Ăsta era scris pe filacterii, versetele acestea, care primele patru versete de aici, de la Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, erau scrise pe filacterii sau erau purtate în cutiuța pe frunte sau pe umăr. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și auziți cum? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai, știi unde? În inimă, în inimă, în inimă, în inimă. Poruncile Domnului trebuie să stea în inimă, dragii mei. Acolo iubește-L pe Domnul cu toată inima ta. Inima are dorințe. În Psalmul 37 cu 4 vorbește exact despre acest fapt că Domnul, că inima ta, sau Psalmul 40, cum dorește un cerb izvorul de apă, așa te dorește sufletul meu, inima mea te dorește pe tine, Dumnezeu. Oare este adevărat lucrul ăsta? Ești însetat după cuvântul Domnului? Ești însetat după Domnul Iisus? Ești însetat după ceea ce Domnul vrea să facă? Uitați aici, cum dorești un cerb izvorul de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Domnul Dumnezeu cel viu. Este inima cea care are dorințe. În 37 cu versetul 4 spune, Domnul să fie desfătarea ta și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Când Domnul este desfătarea ta, deliciul tău, Domnul este deliciul tău. Apropo, numele Naomi înseamnă deliciul meu. Când ceva este Naomi, este Naomi, atunci Domnul spune că da, cu adevărat am să-ți dau ceea ce dorește inima ta, pentru că ceea ce este deliciul inimii tale și în consonanță cu așteptările mele este lucrul care eu deja vreau să-l dau, să-ți-l dau ție, să-ți-l ofer ție. Apoi, tot acolo, inima este sediul vieții voliționale sau de voință, care caută. Și în Deuteronom capitolul 4, versetul 29, spune cuvântul Domnului astfel. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi. Deci dacă îl vei căuta din toată inima ta și cu tot sufletul tău, ai de ales. Ai de ales când cauți, de fapt, decizi să o faci. Decizi, este o hotărâre de a căuta, care vine la nivelul acesta din suflet, la nivelul voinței. Eu aleg să caut pe Domnul. Și când vei căuta pe Domnul din toată inima, îl vei găsi. Căci El se lasă de găsit, slăvit să fie numele Lui. El este mai aproape decât îți imaginezi. Haleluia! Inima noastră poate să fie împietrită. De asemenea, în Exodul 8 cu 15 vorbește despre asta. De asemenea, inima este sediul vieții intelectuale sau spirituale, pentru că Biblia spune în Roman capitolul 10, versetul 9 și 10, vorbește despre faptul că dacă crezi din inima ta că Iisus este Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, și dacă mărturisești cu gura, vreau să vă spun aici un verset foarte fain, foarte tare, 10,
versetul 9 și 10, spune astfel: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, trebuie să crezi în inima ta, în inimă poți crede, adâncimea la care poate ajunge credința ta este adâncimea maximă a străfundului inimii tale. Acolo, dacă crezi asta, spune, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă, nu orice fel de credință, dragii mei, prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Nu-i de ajuns să crezi din inimă. Știți că nu-i de ajuns doar să crezi? Și dracii cred, diavolul crede și chiar se zbunulește părul pe șirea spinării diavolului. Spune, se înfioară diavolul, crede că Dumnezeu este, el este convins, dar nu-i de ajuns, pentru el nu-i de ajuns și pentru el nici nu poate face nimic ca să poată fi mântuit. Diavolul nu mai poate face nimic. Dar tu, dragul meu, frate și soră, ai posibilitatea să crezi și să mărturisești pe El că este Domnul vieții tale. Și cu gura spune și zice, prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, slăvit să fie numele Domnului. Și tot acolo, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 15, în inimă, acolo în inimă este un sediu, este un loc sfânt, este un loc în care, așa cum spunea Domnul în altă parte, zice, dacă cineva ascultă cuvintele mele, zice, eu și Tatăl meu vom veni la el și vom locui la el. Domnul schimbă buletinul să locuiască în viața ta, să locuiască în inima ta, să locuiască în ființa ta. Și îmi place ce spune în 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Petru, așa. Spune așa de frumos, cuvântul Domnului e astfel. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Sfințiți, fiți totdeauna gata să răspundeți orice, oricine, oricând vi se va cere socoteală. Pentru că Iisus Hristos este Domnul care locuiește în voi, simțiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. În inima noastră, acolo locuiește Hristos. Deci vreau să vă las cu gândurile acestea. Așa cum spune și Filipeni, capitolul 1, versetul 23, există un om dinăuntru și există și un om din afară. Și în Filipeni aici, capitolul 1, versetul 23, cuvântul Domnului spune astfel: sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos ca și ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este mai bine să locuiesc, să rămân în trup. Este ceva care poate pleca din trup și ceva care rămâne, de fapt, ca trup. Așa că vă las în această seară cu gândul acesta pe care am vrut să vi-l transmit, că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne dă claritate absolută că în domeniul ăsta al călăuzirii noi avem nevoie să fim călăuziți de Duhul, în Duhul nostru, în ceea ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în noi, să fim călăuziți în Duhul nostru și trebuie să discernem care este acea entitate lăuntrică a Duhului nostru. Vom continua, pentru că în Ioan capitolul 3, versetul 6 spune: ce este născut din Duh este Duh, spunea Domnul Iisus Hristos. Și spunea despre faptul că ființa noastră primește viață. Sufletul poate fi apoi renoit sau modelat după cuvântul lui Dumnezeu, dar este nevoie de nașterea din nou. Și o să vorbim mai multe despre nașterea din nou data viitoare. Iată, a trecut aproape o oră și suntem aici, suntem într-un loc în care discutăm despre complexitatea ființei noastre. Eu cred că dacă vrei să înțelegi că Domnul te iubește și Domnul are pentru tine lucruri dincolo de imaginația ta, Domnul să știi că îți face și va face ca lucrurile care sunt poate acum neînțeles sau sunt străine să fie cunoscute de tine. Domnul ți se va revela, Domnul îți va vorbi direct și inimii tale, va vorbi nevoilor tale spirituale, nevoilor tale de iertare. Vreau să știi că ești iertat de Domnul, ești binecuvântat de Domnul, așa cum ești. Așa cum ești, Domnul Iisus te iubește. Nu trebuie să faci niciun efort să fii mai mult, mai grozav prin puterea ta. Tu doar trebuie să te pui la dispoziția Domnului să spui: Doamne Tată, nu mai vreau să fac nimic eu. Vreau ca Duhul Tău ce sunt să opereze în mine. Nu numai neprihănirea sau dreptatea
Și o să vorbim despre asta puțin mai mult data viitoare, cât, Doamne, și sfințirea, care va transforma comportamentul meu păgân până în momentul în care am fost, până în momentul în care te-am cunoscut, sau poate în momentul în care am revenit din nou după ce am căzut. Comportamentul meu păgân nu este schimbat prin dreptate doar, ci și prin sfințirea care lucrează Duhului Dumnezeu în viața mea, când cuvintele mele vor deveni altele, când căutările mele vor deveni altele, când poate țigara, când poate pornografia, când poate vorbele urâte nu vor mai avea putere asupra vocabularului meu, pentru că vocabularul meu și inima din care țâșnesc cuvintele mele vor fi pline de cuvântul lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt. Și voi vorbi și vom vorbi ceea ce este cel mai potrivit. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să aducă schimbarea, să aducă transformarea și să ne facă pe toți să fim cu adevărat copiii lui, copiii aia care îi fac onoare Tatălui, copiii care binecuvintează pe Tatăl. Și să nu uitați un lucru, Hristos Domnul vă cunoaște așa cum sunteți, cu toate erorile, toate greșelile, toate păcatele. Nu poți să-L impresionezi pe Domnul cu nimic și nu poți să-L surprinzi. Pentru că înainte de a te fi născut tu, El a știut din tot ceea ce vei fi trecut până la vârsta care o ai. Poate ai 20 ceva de ani, 30 ceva, 40, 50 ceva, 60, 70. Domnul a știut fiecare etapă a vieții tale. Și faptul că ești aici este dovadă faptului că Lui a păsat de tine și nu te-a lăsat. Puteai să fii murit, puteai să fii avut accidente, puteai să fi fost de mult, să nu mai fi fost COVID-ul ăsta, te putea să cera, uite, una, două. Faptul că ești liber acum și ești viu este pentru că El vrea cu adevărat să-L cunoști mai mult și să trăiești viața pentru totdeauna, pentru onoarea, cinstea și gloria Sa. Mă rog ca Dumnezeu să te ajute la aceasta. Continuăm data viitoare cu partea a doua a predicii. Fii pregătit și așteaptă ca Domnul să-ți vorbească și să aducă schimbarea și transformarea de care și tu ai nevoie, dar și El se va bucura că s-a întâmplat, pentru că prin Duhul Sfânt totul se va face, nu prin mușchi, prin putere, ci prin Duhul Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Fiți binecuvântați toți cei care ați ascultat cuvântul și lăsați ca acesta să schimbe prin credință viața dumneavoastră. Amin. 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 Slavă Lui Dumnezeu pentru mesajul acesta din seara aceasta. Între timp mă uitam pe cei care ne-au scris, să ne rugăm pentru ei și ar vrea să dăm citire câtorva suflete în seara aceasta care ne-au rugat să ne rugăm pentru ei. Avem o soră, se numește Sunita Colompariu. Sunita Colompariu. Spune să ne rugăm și pentru ea. După aceea ne spune Narcis Giga, pace, aș vrea să vă rugați pentru familia mea și pentru România și pentru fiecare bolnav care se află în terapie intensivă.